Doamnele și domnișoarele din Făgăra s-au distrat pe cinste de Ziua Femeii. Acestea s-au pregătit din timp pentru ziua de 1 martie, care a fost sărbătorită sâmbătă 7 martie. Au ținut cont de cele mai mici detalii, astfel coafurile au fost în trend, asortate ținutelor elegante. Majoritatea doamnelor care au ales să sărbătorească alături de prietene la un restaurant din municipiu au creat amintiri de neuitat. E vorba despre mine. De la 18 ani până acum la 51 de ani mereu ies la 8 martie. Este o zi deosebită pentru că este singura zi din an care este dedicată femeilor și ne bucurăm de ea, ce să vă spun mai mult. Și cum e petrecerea, muzica? Este foarte bine. Da, noi suntem, să zic așa, clienți fideli ai restaurantului și ne place cum organizează, deci suntem mulțumiți. Sărbătoriți fiecare an 8 martie? Depinde, dacă sunt în țară, uneori mai sunt și plecată, dar dacă sunt aici, da. Pe lângă muzica bună și mâncărurile alese, atmosfera a fost condimentată și cu mult umor din partea lui Mihai Mitoșeru. Acesta este de nelipsit la petrecerile făgărășene dedicate zilei de 1 martie și reușește de fiecare dată să aducă zâmbetul pe chipurile invitatelor. Mai există șmecherele care au venit astăzi la spectacol. Caut eu acolo, nu știu ce să fac, dar nu mă duc, dar el zice, du-te, că mai nebunit decât du-te. Ea zice, bine, mă rog, ce să zic, dar n-au nimic în cap, nu mai mori, nu mai, nu mă duc, pe cuvânt, nu mă duc. El zice, nu mai scap de gura ta de un an de zile, du-te. Ea zice, bine, iubitule, dacă insiști, pentru tine o fac. Momentul mult așteptat a fost cel în care a intrat în ringul de dans un grup de băieți care au dansat senzual și au făcut striptease pentru făgărășence. În consecință, petrecerea a fost reușită și doamnele s-au distrat până târziu în noapte. Nu a lipsit absolut nimic de la petrecerea lor, au încins hore, au râs, s-au legat prietenii și au făcut multe poze care să le amintească mereu seara minunată pe care au avut-o.